Bonjour mes chers élèves, moi je suis Marta Negraie et je vous présente aujourd'hui une leçon pour la 7e, 2e langue d'étude. La leçon s'appelle les pronoms compléments directs. Comme objectif pour aujourd'hui, observer les pronoms compléments directs dans de divers contextes, identifier les noms qui les remplacent, vérifier la transitivité des verbes rencontrés dans des phrases données, et compléter les espaces blancs par des pronoms compléments d'objet direct convenables. Les pronoms compléments directs. Pour aujourd'hui, je vous propose un exercice d'observation premièrement. Il s'agit d'un test sur l'influence de la publicité et puis pour faire votre profil. En fait, il s'agit d'un exercice d'observation dans lequel on va observer les formes des pronoms compléments d'objet direct. Donc, la publicité est la suivante. La publicité est toi et le titre. Tu remarques un pull sur une affiche. Tu n'en as pas besoin. Tu remarques un plover într-o vitrină. Dar tu nu ai nevoie de acesta. Mais tu le veux. Dar tu îl vrei. Mais il est trop beau. E prea frumos. Peut-être pour ton anniversaire. Poate că o să-l alegi la aniversarea ta. Și a treia variantă, donc tu continui ta route. Îți urmezi drumul, îți continui drumul. Le deuxième point. Quand une fenêtre apare au coin de ton écran, bravo, tu as gagné, tu n'y fais pas attention. Când o fereastră apare în colțul ecranului tău și îți transmite, bravo, ai câștigat, prima variantă, tu nu îi dai atenție. A doua variantă, tu la fermes. Et la troisième variante, tu cliques pour savoir ce que tu as gagné. A doua variantă, tu închizi această fereastră. A treia variantă, faci click, dai click pentru a afla ce ai câștigat. Le troisième exemple, tu regardes une émission de télé. Te uiți la o emisiune televizată. Quand elle est coupée par les publicités, când aceasta se întrerupe din cauza publicității, tu en profites pour faire autre chose. Profiți de lucrul acesta ca să faci altceva. Tu le regardes toute. Te uiți la toate spoturile publicitare. Tu zap. Tu apeși pe butoane pentru a vedea ce se rulează și la celelalte programe TV. Un nouveau jeu vidéo vient de sortir. Un nou joc video tocmai a sosit, tocmai a ieșit pe piață. Tu n'es pas au courant. Nu ești la curent cu acest lucru. Tu l'achètes tout de suite. Tu îl cumperi imediat, tu notezi son nom pour chercher d'autres avis. Îți notezi numele pentru a căuta și alte păreri ale altor jucători. Le publicité au cinéma, publicitatea de la cinematograf. Te donne faim et soif, îți dă o stare de foame și de sete. T'ennuie, te plictisește. Tu es venu pour voir le film și ești de părere că ai venit acolo doar ca să vezi filmul et te permet d'arriver en retard. Spoturile acelea publicitare îți permit să și întârzii puțin, să sosești în întârziere. En ce qui est, pour ce qui est du sixième point, quand tu achètes quelque chose, tu regardes d'abord. Când cumperi ceva, te uiți mai întâi. Unde? Le prix et la qualité. Te uiți mai degrabă la preț și la calitate, le design et l'ambalaj, da? Cum este el construit și te uiți și la ambalaj sau la marca de care ține produsul respectiv. La publicité, c'est intéressant à petite dose, e interesantă, publicitatea interesantă, dacă avem parte de ea în doze mici, ça fait rêver, publicitatea te face să visezi. Este mauvais pour la santé et pour la planète. Mie ești de părere că nu e o chestiune prea bună, este chiar rea pentru sănătate, dar și pentru planetă. Ce am vrut cu acest exercițiu? Alors, il faut faire attention aux observations qui suivent. Donc, notre objectif en ce qui concerne l'exercice d'observation est d'observer les formes des pronoms personnel à fonction de complément d'objet direct. Et je vous ai déjà indiqué, voilà, dans le tableau de là. Le premier est le complément d'objet direct, le. Alors, voilà, mais tu le veux. Le,
este un pronume cu funcție de complement direct și se va referi la ce? La plovărul despre care am discutat, că nu ai nevoie de el, dar îl vrei, îl dorești. Pour le deuxième point, la. Voilà, tu la fermes. Tu închizi fereastra din colțul ecranului. Pe cine închizi? Pe ea fereastra. Deci răspunde la întrebarea pentru complement direct. Voilà, dans le troisième exemple, le, tu le regardes toutes. Te uiți la toate spoturile publicitare, tu le regardes toutes. Et il s'agit d'un complément d'objet direct pour le pluriel. Et puis, je continue avec el apostrophe. Alors, dans le quatrième exemple, tu l'achètes tout de suite. Voilà, el apostrophe. El apostrophe, tu îl cumperi de îndată. Ce cumperi? Jocul video. Deci este un pronume cu funcție de complement direct și se folosește această formă deoarece stă în fața unui verb care începe cu o vocală. Pentru punctul al cincilea, avem indicată varianta t'ennuie. Alors, ennuyer este verbul care cere complement direct. Și am scris eu acolo în paranteză că este un verb tranzitiv despre care o să discutăm. Pentru punctul al șaselea, tu, te permet, il s'agit du verb permettre, qui est aussi un verb tranzitiv. Et en ce qui concerne la septième phrase, la septième situation, on n'a pas de complément d'objet direct. Comment reconnaître un verbe transitif? Cum să recunoaștem un verb tranzitiv? On appelle verbe transitif un verbe qui est accompagné d'un complément d'objet. On dit qu'un verbe est transitif direct lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Et un transitif lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Numim verb tranzitiv verbul care este însoțit de un complement direct. Deci verbul care permite însoțirea unui complement direct se numește verb tranzitiv. Se spune că verbul este tranzitiv direct în momentul în care e vorba despre un complement direct și intranzitiv sau tranzitiv indirect atunci când e vorba despre un complement de obiect, complement indirect. În exercițiul de observație am întâlnit. Donc, dans l'exercice d'observation, on a rencontré les exemples t'ennuie, ele, spoturile, te plictisesc și observăm că avem și varianta traducerii, donc en roman. Puis, l'explication que le verbe ennuyer, c'est un verbe transitif, donc il peut être suivi par un complément d'objet direct. Et l'autre exemple, te permettre, ele îți permit, donc en roman, le verbe permettre est un verbe transitif, donc il peut être suivi d'un complément d'objet direct. Mais quels sont les verbes directs les plus courants, les verbes transitifs? Care ar fi verbele care sunt transitive, verbele cele mai utilizate? Și aveți aici o listă. Accepter quelque chose, a accepta ceva. Appeler quelqu'un, a chema pe cineva. Chanter, construire quelque chose. Continuer quelque chose. Décider quelque chose. Penser quelque chose. Ou trouver quelque chose, ou trouver quelqu'un. A găsi ceva, a găsi pe cineva. Sau chiar vouloir quelque chose, a vrea ceva. E vouloir quelqu'un, a vrea pe cineva. Et puis, amuser quelqu'un, a amuza, a distra pe cineva și așa mai departe. Este o listă cu cele mai utilizate verbe care sunt tranzitive. Și indicațiile sunt le verbe de goût et de désir, că aceste verbe sunt din categoria de gust și ceea ce ține de dorință, aimer, détester, adorer, apprécier, admirer, désirer et préférer, ainsi de suite. Mais il s'agit aussi de verbes de sens, este vorba și despre verbe de genul écouter, entendre, voir, lire, manger, boire, toucher et ainsi de suite. Les pronoms complément direct. Donc, en ce qui concerne les formes des pronoms à fonction de complément direct, je vais expliquer le tableau présenté ici. En ce qui concerne le singulier, on a quelques formes et puis pour le pluriel, d'autres formes. Vous observez deux formes pour la première personne singulier, me et m apostrophe. Observons aussi formes complètes, dar și forme cu apostrophe. Me, m apostrophe, te, t apostrophe, le, la, dar și acel l apostrophe.
Bineînțeles că ne vom referi, în cazul celor cu apostrof, la formele care se utilizează în mod obligatoriu în fața unor verbe care încep cu o vocală sau hașmut. En ce qui concerne la deuxième partie du tableau, pour le pluriel, pour la première personne du pluriel, la forme est nous, la deuxième personne du pluriel, la forme est vous, et la troisième personne, pour la troisième personne, on a une seule forme pour le masculin, mais aussi pour le féminin, et la forme est les. Et voilà maintenant quelques exemples. Pour expliquer les exemples suivants, je vais expliquer aussi la place des pronoms complément direct. Pentru a vă da câteva exemple concrete, am nevoie de fapt și de explicațiile pentru plasarea sau locul pronumelui complement direct. Alors, exemple, tu me cherches. Voilà le premier exemple, tu me cherches. Tu mă cauți. Je te cherche, eu te caut pe tine. Je le cherche, eu îl caut pe cine, pe el. Observăm că la persoana a treia singular avem variantă pentru masculin, le, je le cherche, variantă pentru feminin, la, je la cherche. Et puis, il faut compléter, il faut ajouter l'exemple avec l apostrophe. Il nous cherche, ei ne caută, il vous cherche, ei vă caută, el vă caută, pardon, și nous le cherchons, noi îi căutăm pe cine pe ei sau noi le căutăm pe cine pe ele. Deci pentru traducerile existente, pentru traducerile valabile, pentru persoana a treia plural, avem de luat în calcul atât masculinul cât și femininul plural. La place du pronom en fonction de complément d'objet direct et avant le verbe. Locul pronumelui cu funcție de complement direct este în fața verbului. Dar în ce situații? Quand il s'agit d'un verbe au temps simple, c'est-à-dire il est composé d'un seul mot. Când este vorba despre un timp simplu, când verbul se află la un timp simplu, adică este compus doar dintr-un singur cuvânt. Așa cum am avut în exemplele indicate. Mais la place du pronom complément d'objet direct est avant le verbe auxiliaire quand il s'agit d'un verbe au temps composé. Locul său este în fața verbului auxiliar când este vorba de un verb conjugat la un timp compus. Je vous ai déjà écrit quelques exemples. Tu me cherches, tu mă cauți. Verbul este verbul cherche, conjugat la timpul prezent. Observăm că verbul are un singur cuvânt, deci este un timp simplu și pronumele stă în fața sa. Tu m'as cherché, e vorba despre același verb, dar de data aceasta conjugat la perfect compus, ceea ce înseamnă că acel m apostrof devine m apostrof pentru că el stă în fața auxiliarului, observăm a-ul acela, donc tu m'as cherché, el este un auxiliar a, participiul său trecut este cherché și deci m apostrof va sta obligatoriu în fața auxiliarului. Mais, donc il s'agit encore d'une exception. Les compléments d'objet direct sont placés après le verbe à l'impératif affirmatif. Ce se întâmplă când verbul este la imperativ afirmativ? Observăm din exemple. On observe donc des exemples. Prends-le, prends-la. Ia-o, cumpără-o sau ia-l, cumpără-l. Asta înseamnă că verbul este la un imperativ afirmativ, iar pronumele stă imediat după verb. Les pronoms personnels complément direct. Quand on parle des pronoms à fonction de complément direct, il faut s'adresser la question mais qu'est-ce qu'il remplace ces pronoms complément d'objet direct? Je vous donne quelques exemples. Que penses-tu de ce costume? Ce crezi despre acest costum? Je trouve ce costume élégant. Cred că acest costum este elegant. Je le trouve élégant. Îl găsesc elegant. Și observăm că, de fapt, pronumele complement direct a înlocuit substantivul costum, sintagma ce costum. Așa că ce costum va fi transformat într-un pronume care să indice numărul și persoana, adică persoana a treia singular, masculin, bineînțeles, în funcție de genul substantivului și se va plasa în fața verbului. Je le trouve élégant. Comment trouves-tu cette cravate? Je trouve cette cravate distinguée.
Je la trouve distinguée. Pourquoi la? Parce que le substantif cravate est féminin singulier. Que penses-tu de ces chaussures? Je trouve ces chaussures ridicules. Ces chaussures, pluriel. Je les trouve ridicules. Cred că acești pantofi sunt ridicoli, sunt caragioși. Comment trouves-tu ce t-shirt? Je l'aime beaucoup. Alors, il faut employer un pronom à fonction de complément d'objet direct qui est le correspondant du genre masculin singulier, tout comme le substantif qu'il remplace. Mais il s'agit de la forme L apostrophe parce que c'est la forme qui est utilisée devant le verbe qui commence avec une voyelle. Que penses-tu de ces gants? Ce crezi tu despre aceste mânuși? J'aime beaucoup ces gants. Îmi plac mult aceste mânuși. Je les aime beaucoup. Este vorba despre forma de plural, les, urmată de verbul aimer la indicativul prezent. Atenție la pronunție, la legătura în pronunție. Je les aime beaucoup. Le pronom complément direct comprend aussi quelques exercices. Souligne le complément d'objet direct et puis refait la phrase en la remplaçant par le pronom complément d'objet direct qui convient. Donc, comme exemple, j'aime les bonbons, je les aime. Este vorba de a repera substantivul care înlocuiește, de fapt, complementul care înlocuiește, pronumele complement care înlocuiește substantivul, prin forma sa adecvată. Tu préfères le chocolat? Tu les préfères. Le chocolat, pluriel, donc tu les préfères. Nous regardons le paysage. Nous le regardons. Noi privim peisajul. Noi îl privim. Nous le regardons. Elle achète l'imperméable gris. Elle l'achète. Pentru că e vorba despre verbul aște, care începe cu vocală, în fața sa am utilizat un l apostrof care înlocuiește, de fapt, substantivul l'imperméable. Cinquième, ou quatrième, pardon, Marie peigne sa sœur. Marie la peigne. Je regarde ma mère. Je la regarde. Il ne voit pas ses parents. Il ne les voit pas. Mon père lit le journal. Tatăl meu citește ziarul. Mon père le lit. Observăm că de fiecare dată trebuie să alegem cu grijă forma pronumelui complement direct, astfel încât să știm că înlocuiește un substantiv de același gen și număr. Nous saluons la professeur. Nu la saluons. Ta mère prépare la tarte aux pommes. Ta mère la prépare. Mama ta pregătește o prăjitură cu mere. Mama ta o pregătește. Ta mère la prépare. Un autre exercice, complété avec un pronom complément d'objet direct. Vous avez là dans la première colonne l'exercice qui n'a pas été résolu et dans la deuxième colonne les réponses. Je vais expliquer. La consigne est complétée avec un pronom complément d'objet direct. Vous connaissez Martine? Je la connais depuis 20 ans. O cunoașteți pe Martine? Eu o cunosc de 20 de ani. Tu regardes le match chez Joseph? Non, je le regarde chez Eric. Te uiți la meci la Joseph? Nu, eu mă uit la meci la Eric, la Eric acasă. J'aime ses chaussures. Il me les faut. Îmi plac acești pantofi, ei îmi trebuie. File Eric construise une maison. Il la construise en bois. Ei construiesc o casă, ei o construiesc din lemn. Ce construiesc o casă, astfel că pronumele utilizat este feminin singular persoana a treia. Cinquième exemple, nous avons du mal à faire ce devoir. Ne este greu să facem această temă. On peut demander au professeur qu'il l'aide. Alors, putem să cerem profesorului să ne ajute. Alors, voilà, il s'agit de la première personne du pluriel. On peut demander au professeur qu'il nous aide, să ne ajute pe cine? Pe noi. Sixième exemple, Pablo est un super ami.
Je l'attends pour aller à la piscine. Elle apostrophe parce qu'il est suivi du verbe attendre qui commence avec la voyelle A. Salut Marc, voilà, septième exemple. Tu nous attends, on veut venir avec toi au cinéma. Salut Marc, ne aștepți, vrem și noi să venim cu tine la cinema. Je ne sais pas si je mène mon fils au cinéma ou si je le mène au zoo. Nu știu dacă îmi duc fiul la cinematograf sau dacă o să-l duc la grădina zoologică în vizită. Mes clés, alors, mes clés, neuf, il s'agit du substantif mes clés, les clés, qui est un substantif pour le pluriel, troisième personne. Je les ai laissés à l'hôtel. L'am lăsat la hotel. Ceea ce este de observat în acest exemplu este acordul care se face la feminin plural în momentul în care există un pronume complement direct în fața verbului care a fost conjugat cu avoir. Aceasta este o regulă gramaticală de care trebuie să ținem cont. Repet, pronume complement direct utilizat în fața auxiliarului, dar, atenție, condiția obligatorie este să avem verbul conjugat cu auxiliarul avoir. Le dernier exemple, là je suis vraiment en retard. Tu vas me gronder, je le sais. Iată, am sosit sau acum sunt cu adevărat în întârziere. Tu o să mă cerți, știu acest lucru, je le sais, știu ce, acest lucru. Atenție că ci vom folosi pronumele le masculin singular în limba franceză. Je vous ai indiqué aussi les adresses, les ressources pour que vous êtes attentif à la sitographie et vous pouvez cliquer sur les adresses pour faire vous aussi des exercices ou d'autres exercices. Alors pour notre fin de la leçon d'aujourd'hui, la parole de fond est une citation du livre Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Nu vedem bine decât cu inima. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ceea ce este esențial este de fapt invizibil pentru ochi. Avec beaucoup d'amour pour le français, je vous salue mes chers élèves, à bientôt. Votre prof de français, Marta Negrel.